ceea ce privește competiția de astăzi, e un lucru cu totul special. Iubesc și respect șacul. Cred că șacul poate fi o materie de pregătire a tineretului pentru viață, deși nu are niciun fel de contact fizic. Zici că doar stau doi concurenți față în față, capcanele pe care le poate pregăti unul celălalt pot fi o lecție extraordinară pentru viață. Trebuie să stai să te gândești de ce a mutat, ce urmărește, unde bate, care-i scopul. E o pregătire extraordinară pentru viață, deși aparent este un joc min, un joc al inteligenței. Nu, el este mult mai mult, dar despre asta ne poate spune mai multe doamna Poliniade. Eu vă mulțumesc pentru tot ce face Mediașul. Avem acum și competiția de handbal la care o să fiu prezent imediat și vă doresc mai bine alături de cei de ajutor. Da. Da, și v-aș face o completare de ce Mediașul. De 2007 Mediașul a devenit un pol al șacului în România prin turneul regilor, sistemul de Roland, cum știți foarte bine. Suntem cunoscuți în întreaga lume, deci Mediașul deja este pe buzele întregului drum și anul acesta, tot cu ajutorul Roland-ului, pentru ceea ce înseamnă șacul online. Deja cu celebra firmă CSBC din Germania, doamna Poliniade a făcut un protocol, ne vin conturile, copiii vor juca, vom face un campionat online cu toate școlile, iar copiii vor avea posibilitatea ca timp de un an de zile să joace între ei pe calculator, se vor găsi foarte ușor într-o cameră specială care deja CSBC-ul a făcut la nivel mondial în limba română. Este o noutate și o să aveți o surpriză extraordinară. E vorba de toți copiii din România? De toți copiii din România. Dar plecând de aici, de la Mediaș, de la, repet, acest pol al șacului prin turneul regilor și pentru că el, Mediaș este cum spune întreaga lume. Să spunem șac, Mediaș,